ca președintele Republicii Moldova în semn de înaltă apreciere a meritelor în consolidarea relațiilor de prietenie și colaborare dintre România și Republica Moldova, domnului Daniel Ioniță, ambasador extraordinar și plenipotențiar al României în Republica Moldova, i s-a conferit Ordinul de Onoare. Accept cu plăcere și iau nu neapărat ca pe o recunoaștere a meritelor mele, ci ca pe o obligație față de ceea ce am să fac pentru consolidarea relațiilor dintre România și ce-ați făcut și ce-o să faci. Exact. Și ce să fac. Vă mulțumesc mult de tot și o să-l pot cu onoare și pe cinste. Mulțumesc! Prin decret al președintelor Republicii Moldova, în semn de înaltă apreciere a meritelor în dezvoltarea și consolidarea colaborării dintre România și Republica Moldova în domeniul învățământului universitar, pentru contribuție substanțială la pregătirea specialiștilor de înaltă calificare și activitatea metodico-științifică prodigioasă, domnului Valentin Popa, rector al Universității Ștefan cel Mare din Suceava, România, i s-a conferit Ordinul de Onoare. Foarte mult pentru onoarea pe care mi-ați făcut-o și vă asigur că consider că această onoare a făcut-o întregi comunități academice a Universității Ștefan cel Mare din Suceava, fără de care, cu siguranță, nu aș fi fost prezent aici. Sprijinul lor și întreaga temelie a carierei mele profesionale și didactice este acolo până la Suceava. Universitățile se ocupă cu formarea de elite, elite care trebuie să aducă și aducă întotdeauna progresul națiunilor. Sunt norocoase acele națiuni care au lideri ce înțeleg necesitatea educației și care sprijină și învățământul și cercetarea. Iar dumneavoastră, domnule președinte, sunteți unul dintre acești lideri. Comunitatea noastră academică este onorată să vă aibă în rândurile dânseia în calitate de doctor honoris causa și vă așteaptă cu drag să vă întoarceți și să împărtășiți din experiența dumneavoastră din administrația prezidențială oricând veți avea posibilitatea să veniți. Țările din Uniunea Europeană cu siguranță nu au un viitor legat decât de democrația autentică și nu de o democrație dirijată care să aducă bunăstare unei oligarhii. Iar dumneavoastră, domnule președinte, ați asigurat o bază solidă, o temelie a acestei țări pentru drumul european. Vă asigur că această temelie va sta împotriva vânturilor acestea vremenice care poate trec acum peste țara Moldova. Vă mulțumesc încă o dată și vă așteptăm la Suceava. Și pentru că mâine este o zi deosebită pentru dumneavoastră, Doresc să vă urez în primul rând la mulți ani și am adus și un cadou pentru dumneavoastră care este o imagine a Universității pictată de o colegă de-a noastră și deci acum o colegă de-a dumneavoastră pentru că sunteți în comunitate
o pictură care să vă aduc aminte întotdeauna, în fiecare zi, de Universitatea cărui membru ați devenit anul trecut. Vă mulțumesc încă o dată!